Revoluția din 1848-1849 îl duce pe Avram Iancu în memoria înaintașilor. Un tânăr la 24 de ani conduce revoluția, conduce trupele românești în Munții Apuseni. Tânărul avocat, un om școlit într-adevăr, făcuse dreptul la Cluj, să nu uităm, profesase chiar la cancelaria de la Târgu Mureș, în domeniul dreptului, și durerea sa cea mai mare era nedreptatea care se făcea nației române. Avram Iancu avea să fie consacrat de acest eveniment în istoria noastră națională, în cultura populară, în memoria locurilor, dar și în folclorul contemporan. El devine mit. Viața lui fusese o legendă pentru toți tinerii transilvăneni. El care își sacrifică cumva și tinerețea fragedă, dar și viața, să spunem, adultă, acestui cult al obținerii drepturilor naționale. Cântecele, de fapt, care celebrează eroismul acelei epoci, ne spun despre spiritul acesta de sacrificiu pe care l-au avut trupele moților. Țara moților rămâne cumva în memoria colectivă ca locul unde spiritul național nu va muri niciodată. Românii de peste Carpați, scriitorii, oamenii de arte, îi poartă cumva o veșnică recunoștință. Barbu Iscovescu realizează o lucrare deosebită, este cea mai cunoscută reprezentare a lui Avram Iancu. Pictura a fost ascunsă mult timp și Nicolae Iorga a găsit-o la sfârșitul secolului XIX la Paris, spunând că atunci văzură ochii mei lumina lumii, lumina Crăișorului. Se știa în rândul generației de la 48 și de după 48 că se făcuse această lucrare, însă ea nu fusese cunoscută de nimeni. Pictura a ajuns în patrimoniul nostru, este la Muzeul Național de Artă și costumul în care era prezentat Iancu în pictură ne arată o mixtură, așa, o îmbinare între costumul popular din Munții Apuseni și un costum de orășan. Da? Are o haină groasă, noi am încercat să-l reconstituim în acest echipament de reconstituire istorică, are o haină groasă care se purta pe timp de iarnă, un suman, cu două rânduri de nasturi pe ambele părți, este cumva mai mult decorativ această prevedere de nasturi, un pieptar din blană care nu era după tipul celor buciumănești, așa cum sunt ele cunoscute, cele din blană de oaie cu pieptul închis, care sunt cunoscute și astăzi în costumul popular, este de fapt un pieptar tot din blană, dar orășenesc, făcut de cojocari pentru orășeni. Și un simbol care apare în perioada aceasta este, de fapt, cravata. Această eșarfă care și-o pune la gât și care, cumva, pe revoluționarii din Europa anului 48 îi
îi deosebea de ceilalți. Este cumva spiritul liberal, expresia spiritului liberal, purtarea acestei eșarfe de către tinerii intelectuali. Sunt cunoscute fluierele Iancului. A avut o plăcere deosebită în a își crea propriile fluiere. Muzeul nostru are în colecție un asemenea fluier și unul din șerparele sale. Asociațiunea Astra, în anii 20 ai secolului trecut, a donat, alături de documentele Unirii, și obiectele care au aparținut generației de la 48. Obiectele acestea parcă prind viață prin proiectele care le facem astăzi, acestea de reconstituire istorică vie. Eu de aceea sunt astăzi Iancu, pentru că respectul pe care trebuie să-l purtăm și, să spunem, să intrăm cumva în sufletul personajului și în ceea ce el vrea să transmită generației sale. Copiii înțeleg altfel istoria când vin și un Iancu îmbrăcat în hainele sale îi primește și îi învață marșul lui Iancu sau le spune povestea unui tânăr care și-a sacrificat întreaga viață credinței naționale. Un tezaur național care este valorificat astăzi în colecția Muzeului Național al Unirii și de asemenea prin emisiunea Tezaur folcloric.